Dumnealor văd că sunt în sală în fiecare săptămână. Le mulțumesc pentru faptul că au început să păstreze liniștea în sală. La început erau mai gălăgioși. După cum se vede, vor să învețe să lucreze, că nu știu ce au de făcut, cum au de făcut și vin aici să învețe la ședință. Nu se isprăvesc cu sarcinile lor, că în timp de un an de zile, ultimele ședințe durează câte 3-4 luni, bugetul a fost votat în luna iulie. Neisprăvindu-se cu sarcinile care le au, nepricepându-se să facă ceva util pentru oraș, au inventat această poveste cu referendumul. Este, până la urmă, dreptul lor și eu le urez succes. Nu am de gând să particip și să mă implic în această manipulare a cetățenilor și otrăvire a proiectelor de dezvoltare a orașului. Că asta ei fac. Una, două, strigă, este rău totul. Aleco Rusu este rău, Ștefan cel Mare rău, Alexandrie rău, totul este rău. Nici n-am apucat să facem ceva și oricum este rău. Dumnealor se pregătesc de următoarele alegeri. Locale, parlamentare, de care vor. Din campanie electorală în campanie electorală. Nu vor să muncească, vor să facă doar spectacol și să crească, să-și crească popularitatea în fața cetățenilor pe baza acestui spectacol legat de referendum. Poftim succes și înainte. Activiștii respectiv civici, dacă sunt aceia care am văzut aici, au candidat pe listele partidelor care au inițiat gălăgia în Consiliul Municipal. Puteți verifica listele. Eu nu particip sub nicio formă la toate aceste chestiuni pentru că altfel n-aș avea nici când să mă ocup de cei ce tocmai ați auzit la ședință, o listă de vreo 20 de probleme.